Bă, nu știu de voi, dar eu când mă gândesc la duminicile copilăriei, tot ce îmi vine în minte sunt prostiile și tâmpeniile pe care le făceam cu pălărie. Bă, frate, nu știu cum se face, dar aproape în fiecare duminică, când de obicei rămâneam singuri acasă, eu și pălărie trebuia să o dăm cumva de gard. Dar culmea e că nu e ca și cum ne propuneam să facem tâmpenii. De fapt, tot ce voiam să facem noi în duminicile în care rămâneam singuri acasă era să ne jucăm toată ziua Mortal Kombat. Și apropo de Mortal Kombat, tocmai am primit o nouă jucărie de la Asus. E un fel de consolă portabilă / PC portabil, așa că am o provocare pentru voi și, cine știe, poate te alegi și tu cu una. Dar mai mult de despre asta la final. Revenind la poveste, cum spuneam, duminica ideală pentru mine și pălărie era să ne jucăm toată ziua Mortal Kombat. Bă, dar cum făceam, cum nu făceam, că de la Mortal Kombat tot la prostii ajungeam. Și acum, dilema mea e cum? Cum ajungeam de la Mortal Kombat la a ne lua la bătaie cu hoță de lemne în pădure? Chiar am stat să mă gândesc la asta și concluzia la care am ajuns e că singura persoană vinovată pentru prostiile pe care eu și pălărie le făceam când rămâneam singuri acasă e de fapt maică-mea. Da, știu că pare să nu aibă logică, dar ascultă-mă un pic. Eu și pălărie voiam să ne jucăm toată ziua Mortal Kombat, da? Nu tu prostie, nu tu nimica, băiesc cu minți. Doar că maică-mea, înainte să plece, venea peste noi și ne trimitea ba să adunăm lemne din pădure, ba să strângem fânul din grădină, ba să cumpărăm butelie, ba să dăm de mâncare la găini, găseia ceva, doar să nu stăm toată ziua la televizor. Da, nu ne punea să facem tâmpenii, dar dacă ea nu ne trimitea după lemne, noi nu ne mai luam la bătaie cu neacostel. Dacă ea nu ne punea să dăm de mâncare la găini, noi nu mai îmbătam găinile. Dacă ea nu ne trimitea să cumpărăm butelie, pălărie nu se mai neca în lac. Deci vezi, în concluzie, maică-mea e de vină pentru cele mai multe dintre tâmpenile pe care le făceam eu cu pălărie. Iar pe același principiu, tot vina ei a fost și atunci când porcii mistreți au dat iama în grădină. Era o duminică frumoasă de vară și ai mei, așa cum le era obiceiul, se pregăteau să plece la oraș. Eu și pălărie, pe de altă parte, așa cum ne era și nouă obiceiul, abia așteptam să plece ca să ne băgăm la Mortal Kombat. Să vezi ce-ți dau firial, dracu, Jimmy Teleșin. Dai pă, dracu, pălărie, las că mai auzit eu de-astea. Bă, dar înainte să plece, maică-mea vine la noi și face... Mă, noi am plecat, vezi să nu stați toată ziua la maimuțele alea pe televizor. Da, mamă, nu, că nu stăm. Și poate vă apucați și voi să culegeți roșiile alea din grădină. E, las că ne apucăm mâine. Lasă tu de mâine, că de mâine au zis ăștia la televizor că începe ploile. Dar duminică, mama, e păcat de la miezou. Las că e mai păcat să strice roșiile în grădină. Numai bine că dacă le culegeți azi, de mâine ne apucăm să facem bulionul. De parcă asta cu bulionul ar fi trebuit să ne convingă, vorba aia, nu e ca și cum tot pe noi ne punea să tocăm roșiile. Dar n-avea rost să te contrazici cu ea, așa că pe principiu zic aia și fă ca tine, zic... Bine, hai că l-o înculege. Dar evident că imediat cum au ieșit pe poartă, noi ca niște băieți responsabili și ascultători, eram direct la Mortal Kombat. Ia pălăria, firial, unde fugi, mă? Stai, că nu merge maneta. Ce nu merge, mă, ia? Acum, problema cu Mortal Kombat-ul și cu jocurile în general e că pălărie e cea mai ofticată persoană pe care o cunosc. Așa că peste jumătate de oră eram... Cu ea pălărie, parcă mă leșinaie. Cât e, 6-0? Da, mă, că ți-am zis că nu merge maneta. Da, hai că nu merge dacă e. Păi nu merge, da, numai că nu mai joc cu tine. Bă, ce ofticat. Da, ia-o pe asta, hai să facem schimb. Nu mai face nimic, am adus să culeg roșii. Te roade oftica, firial drecu. Mă, că te las, da, uite, nu-l mai iau pe scorpion. Dar vorbeam singur că pălăria al meu, cu o falcă în cer și cu una în pământ, ieșise deja pe ușă. Acum, eu am mai stat un pic, am mai băgat un Mortal Kombat de unul singur, dar știi cum e, singur, parcă nu-i la fel de distractiv. Și în plus, n-aveam de gând să las pe pălărie să se laude apoi la mama că el a cules toate roșiile. Așa că închid televizorul, ies afară, iau o găleată și mă duc în grădină după pălărie, zic. Ce fă o pălărie cu bergei? Păi nu facem un concurs de cules roșii că la Mortal Kombat mai leșirat, ești de ori? Dar pălărie, nervos din calea afară, nici nu m-a băgat în seamă. Trăgea de roșiile alea de mai că ziceai că le culege cu tot cu plantă, zic. Pălărie, nu te mai oftica, bă, ce dracu. Adu-ți aminte că acum jumătate de an mai bătut și tu odată. Dar cum pălărie nu zicea nimica, l-am lăsat în durerea lui și m-am apucat agale să culeg și eu câteva roșii.
Bă, dar nu trec 5 minute și cum culegeam eu acolo liniștit, dintr-o dată, zbang, mă trezesc cu dita aia roșie am mufarină, una de-aia zemoasă de jumate mi-a intrat în gură, zic, ce miezu, mai să zic că m-a trăznit miezu că m-a văzut muncind în sfânta zi de duminică. Dar ce miezu, frate, că nu m-al văd pe pălărie rânjind cu roșia în mână, zic, firiol trec cu pălărie, ce ai, mă? Și jap, a zvârșit-o cu roșie. Dar ăsta se ferește. Stai bă, firial, dracu, nu fi nebun, arunca cu roșiile alea bune, că era stricată. Zic, ce era? Pfu, firial, dracu, că mi-a rămas între dinți. Și jap, arunc o altă roșie, dar nici de data asta nu-l nimeresc. Gata bă, ajunge, arunca cu două roșii, ajunge. Ce să ajungă, mă, ce să ajungă? Tu mi-ai dat cu roșia în gol, pfu, firial, dracu, eu nici măcar nu te-am nimerit. Bă, dacă n-ai țintă, ce să-ți fac? Ce n-am? Jap cu altă roșie. De data asta l-a nimerit în picior la care pălărie. Bă, gata, o, tu n-auzi? Și jap a zvârle spre mine roșia pe care o avea mână. Zbang, am luat-o direct pe piept, zic. Apoi firia, al dracu. Ce vorbești, mâncața, aș gura ta, că am băgat direct mitraliera, ești nebun. Roșie după roșie, jap, jap. Bă, stop, stop, nu mai dau, bă, frio, dracu, stai. Ce să stau, mă, ce să stau? Jap, jap. Bă, stop, stop, ulea, că să zic ceva. Dar ce să mai zică că zbang, o roșie îl izbește direct în bârnău, ăla tăiat, de mai că îi schia da bulionul, dar poate era doar zabă de roșie. Bă, tingură, dai cu de-astea crude, mă? Bă, și nu mă-l văd cum bagă mâna în găleată și scoate Kalashnikov-ul. Jap, jap, ce vorbești, mâncața și gura ta, că arunca cu câte două dată, ești de mult? Eu cu n-apucasem să culeg prea multe, terminasem deja roșiile din găleată, așa că am început să alerg pe acolo, zbulgând direct de pe vreji. Po, cu roșia, zbam, cu roșia, ce ai, frate, că ziceai că este la război, ești de mult? Acum, nu știu cât a durat lupta, dar știu că la un moment dat nu prea mai găseam roșii să arunc după pălărie. Așa că, rămas fără muniție, m-am ascuns în spatele unui copac. Dar pălăria al dracu tot arunca, zbang, zbang, auzeam cum se izbesc roșiile de copac. La un moment dat însă, cum nu se mai auzea nimic, a zic, pălărie, mai ai bă? Nu mai am băgat. Scot ușor capul după copac, zbang, roșia pe la ureche, zic, firial dracu, ai zis că nu mai ai. Gata bă, nu mai, aia a fost ultima. Dau să scot iară capul, jap, din nou roșia pe la ureche, zic, te-i în gură dacă mai dai să dea dracii, dar nu încep să dau cu mere. Gata bă, gata, ai. Pun mâna pe măr și ies ușor după copac. Bă, și atunci mă lovește. Nu roșia lui pălărie, că n-am mai dat. Ci grădina cu roșia lui mama. Ce vorbești, mâncața-aș gura ta, că ziceai că se bătuseră turci acolo. Bătălia de la Călugăreni, ești de bun, era dezastru, zic. Tai, te-i în gură, pălărie, ne rupe mama. Păi eu ți-am zis, frial dracu, să te potolești. Da, frial dracu, că cine a început? Care a început, bă, eu am aruncat cu o roșie stricată, tu ai început să arunci cu toată găleata. Care găleată, mă, că am aruncat cu două roșii? Da, bă, două roșii, toată găleata. Zic, da, ia cu ce faci în frial dracu, că ne rupe mama. La care pălărie, cu ideile lui alea bune, face... Nu e, frate, zicem că nu știi nimica. Noi am stat în casă și ne-am jucat Mortal Kombat, ce? Nu știm nimica. Zic, da, mă, și în grădină, în grădină au intrat turcii, nu? Nu, bă, ce? Porcii mistreți, au intrat porcii mistreți. Zic, da, mă, că al dracu porc mistreț arunca cu roșia în copac, nu? Lasă, bă, că curățăm o leacă, facem frumos și la gardă vale facem o gaură, să zicem. Ia uite, mă, pe aici au intrat porcii. Zic, bă, pălărie, tu te auzi? În primul rând nu-i nicio urmă de porc. Mai rupem și gardul să vezi bătaia, dracu, ce ne luăm. Bă, și în momentul ăla, aparent, îl trăznește pe pălărie, face... Mă, fii atent, dă-mi drumul la porci în grădină. Zic, care porci, mă? Porci, bă, porci din coteț, alergăm o leacă pe aici să lase urme. Zic, bă, nu-i cea mai rea idee pe care ai avut-o, dar te ții tu la ei. Da, frate, mă, țin, hai. Zici și făcut scoapte noi porci din coteț, aveam doi porci, pe amândoi chema Ghiță, zic. Hai, Ghiță, hai, una, o, pălărie, firial, dracu, țânte la Ghiță. Îi băgăm noi până la urmă în grădină, dar ce ai, frate, că când s-au văzut în grădină, ziceai că au ajuns în rai, ești nebun. Au început să fugă, dar nu te mai țineai la ei. Unul era în salata lui mama haleagă, ziceai că nu mai mâncase de 3 luni, celălalt alerga pe-n vie la tata, zic. Ta, frial dracu, pălărie, ai zis că te ții la ei, du-te și dă-l pe ăla din salată, Ghiță, ho, frial dracu, ești din vie, n-auzi? Ce vorbești, frate, că în jumătate de oră au făcut dezastru, ești nebun. Jumada vie era la pământ, salata lui mama era mâncată 3 sferturi, răsadurile de ceapă și usturoi arătau de parcă trecuse tancul peste ele. Ce mai, frate, era prăpăte lovit la cap, ziceai că a venit uraganul. Ta, ții-n gură, pălărie, că când o vedea tata via moare de inimă, ești de bun. Dar pălărie, mândru o leacă de opera lui era,
Lasă, bosule, că-i bine, e perfect, ești nebun, că vorba aia, dacă intra porcii mistreți, nu se duceau de la roșii, nu? Zic, bă, ai și tu dreptatea ta, numai să ne prindă ăștia drecu, că dacă nu le dau afară din caz, mare minune. Nu se prinde, bă, nimeni, ce e perfect. Zic, cum vedea, hai să curățăm o leacă pe aici, urcă-te acolo în copac, că tu ai dat cu roșia. Zici și făcut, curățăm noi o leacă pe acolo, copacii, gardul și alte locuri unde, cu siguranță, porcii n-ar fi aruncat cu roșia. Apoi ne scăldăm o leacă în lac să eliminăm de pe noi orice urmă care ne-ar fi putut da de gol și apoi, ca doi îngerași, mergem în curte să-i așteptăm pe ăștia. Planul era să le spunem imediat cum am ajuns acasă. Ca și cum noi am fost să culegem roșiile din grădină și acolo am dat peste porcii mistreți. Nu de alta, dar pe lângă urmele de porci din grădină mai erau și urmele noastre. Și așa ziceam că am alergat pe acolo după porci să-i gonim. Eroi, îți dai seama, noi am salvat grădina sau, mă rog, ce-a mai rămas din grădină. În fine, trec vreo două ore și ceva, când în final, păi vedem pe ăștia venim pe drum, zic. Aia a fost mâncața aș gura ta, să vezi acum. La care pălărie. Bă, Jimmy, mă lași pe mine să vorbesc, da? Zic, vorbește firial dracu, dar vezi, poate o dai brăila cu dalea, că te-ai luptat tu cu mistresul și nu știu ce. Da, mă, da, nu, am urlat la ei și au fugit atâta. Da ce vorbești, frate, că cum au intrat ăștia în curte, pălărie direct. Mamă, e belea mare, porcii, i-am dat la unul cu buta în cap, au distrus tot, e dezastru, m-am luptat, că dacă nu eram să mă împungă mistrețul, dar m-am ferit și l-am lovit la coaste și apoi la roșii, au intrat la roșii. Maică mea era, stai o leacă, ce s-a întâmplat? M-am băgat peste pălărie, că ăsta au luase deja randeaua, zic. Porcii, mamă, au intrat porcii mistreți în grădină. Ce porci, mă? Porcii mistreți erau, voiam să culegem roșiile, cum ai zis, dar când am ajuns acolo vreo 4-5, mai mulți. Mai mulți, nu știu, 5-6 porci mistreți erau acolo, au făcut dezastru, roșiile, via, tot e dezastru. Via ce? Ce ai, frate, că taică-miu când a auzit de vie direct, du-te, dică, săgeată în grădină s-a oprit. Mai că l-auzeam de acolo, din curte. Oi tu-s Dumnezeu, nu, busuioaca, tu-s porcu, bătii, cu familia, bătii. Pălărie era. Da, mamă, dar noroc că i-am văzut, i-am alergat, l-am nimerit pe unul direct în crește, i-am dat, nu cred că mai trăiește mult. În fine, se duce maică-mea în grădină, ce ai, frate, că când a văzut ce acolo, mai să leșine, ești de bula la cap. S-a pus în genunchi lângă salată, a început să plângă lângă roșii, ce ai, frate, că n-am văzut-o așa supărată, viața mea era. Nu, că mâine mă duc și vorbesc cu pădurarul, să vină să-i împuște, nu știu, săptămâna trecută ne-a mâncat porumbul de vale, acum au intrat în grădină, mâine poi mâine intră în casă, nu se poate așa ceva. Taică mi-o încă înjurat în vie. Nu, Rozeu, nu tu-s porcu, măti, cu familia, măti. Zic, tai, te-i în gură, pălărie. Acum, deși nu mă așteptam, planul lui pălărie cu porcii mistreți a funcționat de minune. Ba chiar s-au apucat de făcut planuri. Maică mea că vorbește ea cu pădurarul. Taică mi-o că pune el capcane. Ce ai, frate, că maică puneau la cale un adevărat război, ești de bun? Îmi părea un pic rău, îți dai seama când i-am văzut așa supărați, dar având în vedere că alternativa implica cel puțin o curea, i-am lăsat să-și vadă de planuri. Oricum, porcii mistreți era o problemă și chiar ne mâncaseră porumbul de vale, așa că nu erau chiar complet nevinovați. În fine, trec vreo 3-4 zile, timp în care spiritele s-au mai calmat, maica mea a salvat ce-a mai putut din grădină, taică mi-o a aranjat cât de cât via, iar eu și pălărie părea că am scăpat bazba curată. Bă, dar într-o seară o văd pe maica mea în grădină, vorbim peste gar cu tanti Uța. Lucru care mi s-a părut un pic dubios pentru că, de când cu țapul Costel, tanti Uța nu prea mai vorbea cu maica mea. Bună ziua, bună ziua și cam atât. Cu toate astea, nu i-am dat prea mare importanță, vorba aia, știi cum sunt vecinii, azi te cerți, mâine te împaci. Bă, dar vreo 20 de minute mai târziu, o văd pe maica mea cum intră nervoasă peste noi în cameră, cu o nuia în mână și o curea în cealaltă. Am auzit doar, porci mistreți, eh? Porci mistreți! Că apoi a început durerea. Acum, dacă te întreb cum a aflat, aparent tanti Uța, care avea grădina vis-a-vis de grădina noastră, văzuse adevărații porci mistreți, cum s-au bătut ei cu roșii și cum i-au chemat apoi pe frații Ghiță să le acopere urmele. Știa tot, ești nebun, ne spionase pântre gard, mai ceva ca securitatea te-ai lovit la cap. Și, probabil, drept răzbunare pentru moartea lui Costel, s-a dus direct și ne-a dat în gât la mama. Și, ca și cum asta nu era suficient, peste vreo două zile, după ce noi am convins-o pe mama cu rugăciuni și dalea să nu-i spună lui tata, tanti Uța securista s-a întâlnit cu el pe drum și, ce să vezi, ne-a dat în gât și la tata. Așa că urma repriza a doua. Ah!
Nu, și cam asta e povestea de azi. Acum, așa cum spuneam la început, tocmai am primit o nouă jucărie de la Asus. ROG Ally se numește și e teoretic o consolă portabilă sau mai degrabă un PC de gaming portabil. Ideea e că are Windows 11, așa că poți să instalezi pe ea orice joc de pe Steam, Xbox, Epic Games, practic orice joc care merge pe Windows. Și apoi poți să te joci oriunde. Spre exemplu, dacă maică ta-i ca mama și vine la tine cu... Mai lasă calculatorul ăla, ieși și tu pe afară că ia uite ce frumos e. Gata, mamă, nu-i problemă, ți-ai luat consola și te duci și bagi o FIFA în fața blocului. Și ăsta e doar un exemplu, pot să-ți mai dau dacă vrei. Te plictisești la muncă, poc, scos consola, bagi un Mortal Kombat. Ești în avion, poc, bagi un Counter-Strike, nici nu știi când trec 3 ore. Cum am fost eu luna trecută la Londra, în 3 ore terminam și o Red Dead Redemption jocul ăla. Ideea e că poți să te joci oriunde, iar dacă uneori vrei un ecran mai mare, poți să o conectezi la TV. Ai luat un controller, poc, îl conectezi prin Bluetooth și n-ai treabă, te joci ce vrei. Ba poți chiar să-i conectezi o tastatură, un mouse, un monitor dacă chiar vrei și n-ai treabă, e direct PC. Ca și specificații, așa foarte pe scurt avem, procesor AMD Ryzen Z1 Extreme, placă video AMD Radeon Navi 3, ecran de 7 inch, IPS, cu 120 de Hz, cu dalea, Hz, adică vreau să zic, un SSD de 512 GB, plus load de memorie dacă nu-ți ajungă ea, și mai sunt senzor de amprentă, touchscreen și o groază de alte alea, dar poți să le vezi pe toate dacă intri pe linkul din descriere. Tot de acolo poți deja să o comanzi dacă vrei, e undeva la 3.900-4.000 de lei, dar eu zic că merită. Dacă ești pasionat de gaming cel puțin, e ce trebuie, ești nebun. Iar dacă ești din București și vrei să o vezi, atât jucăria asta cât și pe mine, joi 15 iunie de la ora 16 o să fiu un mall Afi Cotrocen pe scenă. Vă aștept să băgăm un Mortal Kombat, să facem o poză una alta, iar la final, un norocos dintre cei care vin acolo va pleca acasă cu un ROG Ally, din partea mea. Mă rog, din partea lui Asus, dar o să-l dau cu mâna mea. Vă aștept, ne vedem acolo. În încheiere, vreau evident să ridic un pahar în cinstea celor de la Asus, dar și a membrilor care mă cinstez lunar cu bere. Mulți ani fain, bea o bere sau mai multe în cinstea voastră. A, și nu uitați de taraba lui Jimmy, de unde vă puteți lua tricouri și anorace cu tengură Vijay, așa că nu da banii pe prostii, ia-ți tricou cu Jimmy, intră pe jimmyshop.ro. Morala poveștii de azi, bă, dacă faci o tâmpenie și te gândești să inventezi o minciună ca să scapi bazma curată, asigură-te bine că nu te-a văzut nimeni. Că vorba aia, nu știi după ce gard te spionează tantiuța și apoi o dai mai rău de belea. Cheers!